apoteoza emoției. Nici nu știu din ce perspectivă să vorbesc. Din perspectiva dascălului, al absolventei Colegiului Național Unirea, al filologului clasic sau al novicelui, care a ajuns dascăl aici în Brașov, știam că am un mentor deosebit, doamna profesor Gabriela Creția, care mi-a coordonat și lucrarea de licență la Facultatea de Filologie Clasică din cadrul Universității București, mi-a spus ce crede în doamna profesor Silvia Andrei, voi avea întotdeauna un sprijin. Alături de dânsa, vei porni dextropedă pe băncile școlilor brașovene și în fața catedrei. Prefer să vorbesc despre doamna profesor Silvia Andrei și astăzi voi folosi în mod special termenul profesor, derivat de la verbul profitor, profitării, profesus sum, profesorul fiind cel care mărturisește de la catedră în fața elevului. Profesorul fiind cel care oficiază, dar oficiază doar dacă există harul. Doamna profesor Silvia Andrei a fost înzestrată din plin cu acest har, fără de care nu se poate vorbi de profesorat. Doamna profesor Silvia Andrei se suprapună, pot spune, cu numele Colegiului Național Unirea, despre care atât de frumos a spus că este o pepinieră literară. Sunt profesorul acestui colegiu acum și sunt mândră că sunt și absolventa acestui colegiu. Viața doamnei profesor Silvia Andrei este echivalentă cu școală, se suprapună. Și la un moment dat mărturisește și voi recunoaște că am citit în fața elevilor în zilele trecute și chiar și astăzi fragmentul pe care îmi permit să îl citesc acum, pentru că onorează o instituție, onorează școala, onorează viața unui om împlinit. Toate acestea sunt școală, când e Sorana. Nu numai impunătoarea clădire din centru, dar și profesorii ei, de ieri și de azi. Elevii ei, de ieri și de azi. Tot ce s-a sădit în mintea și în inima lor în acei ani ai adolescenței. Amintirile lor, căutările lor, drumul spre viață, spre carieră. Toate înseamnă școală. Ca în vechiul mit al meșterului Manole, inteligența, creativitatea, sufletul atâtor generații, fiind de atâtea decenii, țin în picioare și duc mai departe edificiul prestigiului unei școli. Și eu sunt parte a acestui edificiu, alături de ceilalți, și această parte va rămâne mereu, chiar după ce eu nu voi mai fi. Mulțumită puse cutia la locul ei. Da, ei, foștii săi elevi, erau dovada vie că nu era o vizitătoare anacronică. Nu se vise niciodată un pom, ca în cunoscuta pildă, dar să vise nenumărați pomi ai cunoașterii în cenoziomul proaspăt al unor minți și inimi tinerești.